Vremea din calendar și vremea de afară au devenit două realități complet diferite. Cine s-a uitat ieri pe geam a putut să spună că mai degrabă vine Paștele decât Crăciunul. A fost într-adevăr foarte frumos. Ar fi fost chiar și păcat să nu profităm de soarele de iarnă care a fost ieri. Multă lume a dat fuga la munte sau la mare. Și nu spunem degeaba la mare. Acolo am văzut și curajoși care s-au aruncat în apă. O baie în mare în decembrie. Acest domn nu se află în Australia, unde e vară, ci chiar la noi, la Constanța. Și nu îl paște nici pneumonia, pentru că astăzi apa mării a avut 9 grade, iar pe litoral s-au înregistrat chiar 17 grade la amiază, ca într-o zi de primăvară. E superb, superb. Parcă ar veni sărbătorile de Paște, nu cele de iarnă. Nu ne vine să credem. Așa că toată lumea a ieșit la plimbare pe malul mării. Au încercat apa și s-au bucurat de aerosoli. Foarte frumoasă pentru perioada asta, aceea profităm. Și cum vacanța de 1 decembrie i-a prins pe mulți la munte, turiștii au profitat de gradele în plus din termometre. La Bușteni, lumea s-a relaxat pe terasa castelului Cantacuzino la 15 grade Celsius. Acest weekend, începând după 1, deja am avut turiști exact ca și astăvară. E vremea, da, într-adevăr, este frumoasă. Foarte frumoasă. Azi mi-e și o zi frumoasă. Da, am avut noroc. Mai puțin la întoarcere. A fost din nou aglomerație pe DN1. Polițiștii au fost nevoiți să devieze circulația. Dar de ce este ceare? Este foarte aglomerat. Am făcut 50 de minute aproape de la ieșirea din predeal până aici la Bușteni. Este destul de teasă circulația, bară la bară. Meteorologii spun că vremea frumoasă va ține până mâine. De marți, temperaturile scad chiar și cu 10 grade, adică revenim la cele normale pentru luna decembrie. Iar la munte ar putea să apară în sfârșit ninsorile.